Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în bucătărie! Astăzi pregătim o rețetă mai deosebită, mai înfricoșătoare așa puțin. Încercăm să imităm creieraș la cuptor. Așa că rămâneți lângă mine să vedeți modul de preparare și ingredientele. Eu astăzi o să folosesc la această rețetă 700 de grame de carne tocată, o conopidă la vreo 700 de grame, 100 de grame de pesmet, un ou, 60 de grame de mililitri de lapte, 40 de grame de muștar, pătrunjel verde, mai folosim condimente, oregano, piper, boia dulce de ardei, usturoi uscat, sare, piper. O să avem nevoie și de o măslină, două, și de un ou ușor fiert. Eu deja l-am pus la fiert, așa că bulion, așa că rămâneți lângă mine să vedem modul de preparare. Să ne apucăm de treabă. Punem conopida la fiert, aici în apa asta fiartă cu o linguriță de sare, o fierbem 2-3 minute. Dragilor, conopida noastră s-a fiert, oprim focul și o scoatem. Aici. Și o să ne ocupăm de carne. Am tocat și ceapa care nu am prezentat-o. Avem nevoie și de o ceapă tocată mărunt. Carnea fără ceapă nu are gust. Carnea asta tocată. Așa. Punem condimentele. Toate. Ușorul. Sare. Pesmetul, muștarul, toate ingredientele ce le-am prezentat. Laptele și pătrunjelul. Și amestecăm bine, bine, totul. Până obținem o pastă așa. Am amestecat cărnița bine, acum luăm și punem pe lângă conopida. De jur împrejur. Am demontat tava, acum ne ocupăm de ou ușor. Ou ușorul fiert. O să punem niște apă. Vedeți? Și puțin colorant roșu. Dizolvăm bine colorantul și spargem așa ușorul și îl băgăm aici
câteva minute, 2 minute, să intre apă din aia colorată în el. Îl curățăm cu ușorul. Ușor. Am curățat și ușorul, dragilor. Uitați-l. Așa a ieșit. Acum îl tăiem pe jumătate. Și îl înfigem aici în cărniță. Vedeți? Așa. Ca 2 ochi. Pun puțină maioneză și punem aici pe ou ușor. Vedeți? Și luăm o măslinuță și o tăiem. Era mai bine fără sâmbure, dar n-am avut. Așa. Vedeți? Dragilor, cam așa arată preparatul nostru de astăzi. Sper că vi-ați dat seama că, după cum v-am zis, că facem o rețetă mai fricoșătoare, mai înspăimântătoare. Să apropie Halloween-ul și să mai venim și noi cu o rețetă mai înfricoșătoare, cum am zis. Mergem cu ea la cuptor, cuptorul încins la 170 de grade, pentru 35-40 de minute să se coacă, să se gătească cărnița, să fie conopida rumenă și revenim. Dragilor, hăpățâna noastră, creierajul nostru s-a copt, ia uitați-l, s-a copt până i-a ieșit ochii din cap. Vedeți? Este copt, copt, copt și mort, mort de tot. Și ca să o facem și mai de groază rețeta asta, să-i turnăm așa niște pastă de tomate. Vedeți? Să fie și mai înspăimântătoare, zic eu că v-am speriat puțin. Să desfacem și lateralele la tavă, să se vadă mai bine. Ia uitați! Foarte, foarte interesant, zic eu. Să nu zicem că nu, suntem și noi în pas cu sărbătorile. Dragilor, am ajuns și la finalul la rețetei de astăzi. Sper să vă fie și vouă de folos, să o faceți și voi, sper că nu v-am speriat prea tare. Eu o să tai acum o bucățică, să vedem cum este creierașul și în interior. Și până la următoarea rețetă, vă urez numai bine și aveți grijă de voi. Ia uitați ce frumos arată căpățâna noastră de mort. Am murit de tot. Mai pe partea asta nu mai e creepy.
Nu mai, aici e bine. Da. Deci, aceasta a fost rețeta, cum v-am zis, sper să vă fie de folos și să ne revedem la următoarea, sănătoși și cu mult drag. La revedere!